Hristos a înviat, dragii mei, bucurie! Sunt în mănăstirea Rohia și cu mare bucurie în inimă vă spun, nu vă mai gândiți, fraților, Grecia, Turcia, vacanțe în toate locurile din lumea asta. Veniți, fraților, în Maramureș, veniți, fraților, la Rohia. Suntem la mormântul marelui arhiepiscop Iustinian Chira, un sfânt, care a trăit ca un sfânt și a murit ca un sfânt și a zâmbit când s-a dus la Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu în țara asta ierarhi minunați. Aici avem poarta asta așa de frumoasă a Rohiei care vă așteaptă să veniți. Și apoi această turnă, tronul Maicii Domnului, biserica Mănăstirii Rohia, unde este icoană făcătoare de minunea Maicii Domnului. Iubiții mei, ieșiți din case și veniți în Maramureș și aveți ce să vedeți. E așa de mult har aici. Bucurați-vă de locurile frumoase din țara asta. E păcat ca voi să nu veniți să le dați sens acestor locuri. Dăm slavă lui Dumnezeu că iată în această perioadă în care începem să ne retrăim viața normal, ar trebui să vizităm mai mult mănăstirile pe care nu le-am vizitat până acum. Și Maramureșul vă oferă locuri extraordinare. Veniți, dragii mei! Avem aici, pe de o parte, acest ierarh sfânt și pe de altă parte, pe urmașul lui, pe preasfințitul Iustin, cel care a venit în locul înalt preasfințitului arhiepiscop Iustinian și a păstrat valorile bătrânului și l-a purtat în gândurile și în inima sa și acum a făcut din acest loc un paradis, un rai. Este mănăstirea marelui Nicolae Steinhardt, este mănăstirea marilor părinți care au trăit în acest loc și astăzi cuvioșii părinți, în frunte cu Părintele Stareț, slujesc în acest loc atât de frumos. Este o splendoare de loc. Veniți la mănăstirea Rohia, fraților, și se va bucura sufletul vostru. Doamne ajută!